Meditații la minut. Ce înseamnă comunicarea non-verbală? Practic, cu toții știm că 70% din ceea ce comunicăm, comunicăm prin gesturi, atitudini, privire, mișcarea ale corpului. Ei, asta se întâmplă și cu copii De foarte, foarte mici, bebelușii comunică în primele luni de viață prin non-verbal. Însă acest non-verbal, bineînțeles că mama e, trebuie să fie și este în general foarte prezentă la toate gângurelile, plânsetele, copilul își arată nemulțumirea poate sau bucuria prin tot ceea ce reprezintă acest Univers de non-verbal până apare limbajul undeva pe la vârsta de un ani, 12-18 luni. E bine, odată e bine să fim ascultători în ascultarea acestui non-verbal al copilului, însă invit părinții să fie atenți și la propriul lor non-verbal, pentru că de foarte multe ori există o inadecvare, necongruență între. Ceea ce spun ca părinte copilului și ceea ce fac. Tonul vocii poate fi unul uh, foarte agresiv, da? Și îi spun uh, te rog frumos, uh, du-te la culcare, da? Ei, în momentul când am spus asta copilului, de ce nu am spus te rog frumos, da? Acest mesaj pozitiv de a ruga, de a uh, transmite rugăminte, în timp ce tonul este unul foarte autoritar, dictatorial. Așadar, invit părinții să fie atenți și la gestică, la tonul vocii, la această adecvare între ceea ce spun și modul cum o spun. Este foarte important ca copilul să perceapă această unitate a părintelui. Pe data viitoare, la meditații la minut.